o petrecere nebună la ceai. Sub un copac, în fața casei, era întins o masă pe care iepurele de martie și pălărierul luau ceaiul. Un hârcioc stătea între ei dormind buștean, iar ceilalți doi îl foloseau drept pernă, odihnindu-și coatele pe el și vorbind peste capul lui. Foarte incomod pentru hârcioc, gândi Alice, dar pentru că doarme, presupun că nu-l deranjează. Masa era mare, însă cei trei stăteau îngrămădiți într-un colț. Nu e loc, nu e loc, strigară când o văzură pe Alice apropiindu-se. Ba, e loc destul, spuse Alice indignată și se așeză pe un fotoliu mare de cealaltă parte a mesei. Servește niște vin, spuse iepurele de martie pe un ton îmbietor. Alice se uită pe masă, dar nu era nimic altceva decât ceai. Dar nu văd niciun fel de vin, remarcă Alice. Nici nu avem, spuse iepurele de martie. Atunci nu a fost prea frumos din partea ta să-mi oferi, spuse Alice mânioasă. Nu a fost foarte frumos din partea ta să te așezi fără să fii invitată, răspunse iepurele de martie. Nu am știut că-i masa ta. E pregătită pentru mai mult de 3 persoane. Ai nevoie de o tunsoare, interveni pălărierul. Se uită la Alice cu multă curiozitate de ceva vreme și astea erau primele cuvinte pe care le rostea. Ar trebui să înveți să nu faci remarci personale, spuse Alice cu severitate. E foarte nepoliticos. Pălărierul căscă ochii larg la cele auzite, însă tot se spuse a fost: care e asemănarea dintre un corp și un birou? Ei, acum o să ne distrăm, gândi Alice. Mă bucur că au început cu ghicitori. Cred că știu răspunsul, spuse cu voce tare. Deci, crezi că poți găsi răspunsul? Continuă iepurele de martie. Chiar așa, spuse Alice. Atunci ar trebui să spui ce crezi, continuă iepurele de martie. Așa am să fac, răspunse Alice în grabă, cel puțin cred ceea ce spun. E cam același lucru, știi? Ba, nu e același lucru deloc, spuse pălărierul. E ca și cum ai spune că văd ce mănânc. E tot una cu mănânc ce văd. Sau că îmi place ce primesc. E tot una cu primesc ce-mi place, adăugă iepurele de martie. Sau că respir când dorm. E tot una cu dorm când respir, adăugă hârciogul care părea să vorbească prin somn. În cazul tău e același lucru, spuse pălărierul, și aici conversația se opri și rămaseră tăcuți pentru o clipă, timp în care Alice se gândi la tot ce își putea aminti despre corp și birouri, ceea ce nu era prea mult. Pălărierul a fost primul care a rupt tăcerea. În ce lună suntem? Spuse întorcându-se la Alice. Își scoase ceasul din buzunar și se uită la el neliniștit, scuturându-l în răstimpuri și ducându-l la ureche. Alice stătu o vreme pe gânduri și răspunse: suntem în a patra lună a anului. E în urmă cu 2 zile, oftă pălărierul. Ți-am spus că untul nu o să ajute ceasul să funcționeze, adăugă uitându-se enervat la iepurele de martie. Era cel mai bun unt, răspunse iepurele de martie cu sfială. Da, dar au intrat și câteva firimituri, bodogăni pălărierul. Nu trebuia să lungi cu un cuțit de pâine. Iepurele luă ceasul și îl privi îngrijorat, apoi îl înmuie în ceașca de ceai și se uită din nou la el, însă nu găsi nimic mai bun de spus decât următoarele: era cel mai bun unt, să știi. Alice se uită curioasă peste umărul lui. Ce ceas nostim, remarcă Alice. Arată ziua lunii, dar nu arată ora. De ce ar trebui, mormăi pălărierul, ceasul tău arată anul? Bineînțeles că nu, răspunse Alice grăbit, dar asta pentru că e în același an o perioadă lungă.
E și cazul ceasului meu, spuse pălărierul. Alice fu extrem de uimită. Observația pălărierului părea fără noimă, deși era în aceeași limbă. Nu prea te înțeleg, spuse cât putu de politicos. Iar a adormit hârciogul, spuse pălărierul și îi turnă o picătură de ceai fierbinte pe nas. Hârciogul își scutură capul nervos și spuse fără să deschidă ochii, desigur, desigur, tocmai ce vroiam și eu să zic. Acum știi răspunsul la ghicitoare, spuse pălărierul, întorcându-se din nou la Alice. Nu, mă dau bătută, răspunse Alice. Care-i răspunsul? Dar n-am nici cea mai vagă idee, răspunde pălărierul. Nici eu, spuse iepurele de martie. Alice oftă supărată. Cred că ați putea face ceva mai bun cu timpul vostru, spuse ea, decât să îl irosiți, spunând ghicitor fără răspuns. Dacă ai cunoaște timpul la fel de bine ca și mine, spuse pălărierul, nu ai spune nimic despre irosirea lui că e de gen masculin. Nu înțeleg ce vrei să spui. Normal că nu știi, spuse pălărierul, dând din cap cu dispreț. Bun, pariu că nu ai vorbit niciodată cu timpul. Poate că nu, răspunse Alice, dar știu că la ora de muzică trebuie să bat timpii. Asta explică totul, spuse pălărierul. Timpul nu suportă bătăile. Acum, dacă te ai bine cu el, ar face orice vrei cu ceasul tău. De pildă, să presupunem că e 9 dimineața, adică timpul pentru lecții. Nu trebuie decât să șoptești timpului și acele ceasului se vor roti într-o clipită, 1:30 ora prânzului. Ce n-aș da să fie, își spuse iepurele de martie în șoaptă. Ar fi minunat, cu siguranță, spuse Alice îngândurată, însă nu mi-ar fi foame. La început poate că nu, spuse pălărierul, dar poți păstra timpul la 1:30 cât de mult dorești. Așa faceți voi? Întrebă Alice. Pălărierul scutură din cap trist. Eu nu, răspunse. Ne-am certat în martie anul trecut, tocmai înainte de a o lua el razna, și arătă cu lingurița spre iepurele de martie. Era la un concert mare oferit de regina de cupă și eu trebuia să cânt. Strălucește, strălucește, mic liliac, cât n-aș da să știu ce faci. Poate că știi cântecul. Am auzit ceva asemănător, spuse Alice. Și merge mai departe așa, continuă pălărierul. Deasupra lumii zbori ca un ceainic între nori, strălucește, strălucește. La cele auzite, hârciogul se scutură și începu să cânte în somn. Strălucește, strălucește, strălucește. Și tot cânta așa până l-au ciupit să se oprească. Ei bine, abia dacă am terminat prima strofă, spuse pălărierul când regina sări în sus și țipă. Ne omoară timpul degeaba, tăiați-i capul. Vai, cât de oribil, cât de sălbatic, exclamă Alice. Și de atunci, continuă pălărierul pe un tron trist, timpul nu mai face nimic din ceea ce îi cer. A rămas la ora 6. Lui Alice îi veni o idee genială. De aceea sunt atâtea lucruri pentru ora ceaiului aici, întrebă fata. Da, chiar așa, răspunse pălărierul cu un suspin. E întotdeauna ora ceaiului și nu avem timp să le spălăm între timp. Înseamnă că vă mișcați într-una de la o ceașcă la alta, spuse Alice. Chiar așa, spuse pălărierul, imediat ce lucrurile au fost folosite. Dar ce se întâmplă când ajungeți din nou la prima ceașcă? Se aventură Alice să întrebe. Ce-ar fi să schimbăm subiectul? Întrerupse iepurele de martie căscând. Încep să mă cam plictisesc. Propun ca domnișoara să ne spună o poveste. Mă tem că nu știu niciuna, spuse Alice puțin alarmată de propunere. Atunci o să ne spună hârciogul una, strigară amândoi. Trezește-te, hârciogule! Și îl ciupiră amândoi din ambele părți.
Hârciogul deschise încet ochii. Nu dormeam, spuse cu o voce slabă răgușită, am auzit fiecare cuvânt pe care l-ați spus. Spune-ne o poveste, spuse iepurele. Da, te rugăm, insistă Alice. Și mai repede, adăugă pălărierul, altfel ai să adormi înainte să o termin. Au fost odată trei surioare, începu hârciocul grăbit, iar numele lor erau Elsie, Lassie și Tilly și locuiau în fundul unei fântâni. Cu ce se hrăneau? Spuse Alice, care întotdeauna avea un mare interes pentru întrebări legate de mâncare și băutură. Se hrăneau cu melasă, spuse hârciogul după ce stătu pe gânduri o vreme. Imposibil, remarcă Alice, ar fi fost bolnave. Așa și erau, spuse hârciogul, foarte bolnave. Alice încercă să-și imagineze cum ar fi asemenea condiții de trai, dar se minuna atât de mult încât adăugă. Dar de ce locuiau în fundul fântânii? Mai servește niște ceai, spuse iepurele de martie lui Alice pe un ton foarte serios. Încă nu am servit deloc, răspunse Alice pe un ton jignit, așa că nu am cum să servesc mai mult. Adică nu pot servi mai puțin? Insistă pălărierul. E foarte ușor să servești mai mult decât deloc. Nu ți-a cerut nimeni părerea, spuse Alice. Acum cine face observații personale? Întrebă pălărierul triumfător. Alice nu prea știu ce să răspundă, așa că se servi cu niște ceai și o felie de pâine cu unt. Apoi se întoarse la hârcioc și repetă întrebarea. De ce locuia în fundul fântânii? Din nou hârciogul își luă un minut, două pauză de gândire și spuse. Era o fântână cu melasă. Nu există așa ceva, izbucnea Alice furioasă. Însă pălărierul și iepurele de martie o reduseră la tăcere și hârciogul continuă ursuz. Dacă nu știi să te porți, termină tu povestea. Nu, te rog, continuă, spuse Alice, spășită, nu am să te mai întrerup. Dacă mă gândesc bine, există o asemenea fântână. Cu siguranță există una, spuse hârciogul indignat, dar consimt să meargă mai departe și deci aceste trei surioare au învățat să scoată din fântână. Ce au scos? Întrerupse Alice, uitând de promisiunea făcută. Melasă, răspunse hârciogul fără să stea pe gânduri de data asta. Vreau o ceașcă curată, întrerupse pălărierul, să ne mutăm toți cu un scaun mai încolo. Pălărierul se mută, iar hârciogul îl urmă. Iepurele de martie se mută pe locul hârciogului, iar Alice, nu foarte bucuroasă, luă locul iepurelui de martie. Singurul care a avut de câștigat din asta a fost pălărierul, pe când Alice nimeri și mai rău încât iepurele vărsase cana cu lapte în farfuria lui. Alice nu a vrut să-l supere din nou pe hârciog, așa că începu cu prudență. Dar nu înțeleg de unde scoteau melasa. Poți scoate apă dintr-o fântână cu apă, spuse pălărierul, așa că mă gândesc că poți scoate melasă dintr-o fântână cu melasă, cred. Sună aiurea? Dar ele erau în fântână, spuse Alice hârciogului, alergând să nu bage în seamă ultima remarcă. Bineînțeles că da, spuse hârciogul foarte adânc înăuntru. Acest răspuns o derută atât de mult pe sărmana Alice încât îl lăsă pe hârcioc să continue fără să-l întrerupă. Învățau cum să scoată melasă din fântână și cum să deseneze. Continuă hârciogul căscând și frecându-se la ochi pentru că îi se făcuse un somn teribil și îi desenau tot felul de lucruri, tot ce începe cu litera M. De ce cu litera M? Întreba Alice. De ce nu? Răspunse iepurele de martie. Alice tăcu. Între timp, hârciogul își închise ochii și era cât pe ce să țipească, însă pălărierul îl ciupi și acesta se trezi țipând scurt și continuă. Tot ce începe cu litera M, cum ar fi?
melasă, masă, memorie și multitudine. Ca atunci când zici că sunt o multitudine de lucruri. Ați văzut vreodată cum se desenează o multitudine? Păi dacă mă întreb pe mine, răspunse Alice derutată, nu cred. Atunci nu ar trebui să vorbești, spuse hârciogul. Atâta neobrăzare era prea mult pentru Alice. Se ridică dezgustată și plecă. Hârciogul a dormit instantaneu și niciunul dintre ceilalți doi nu observară plecarea ei, cu toate că își întoarse capul o dată sau de două ori, în speranța că o vor chema înapoi. Ultima dată când îi văzu, încercau să-l îndese pe hârciog în ceainic. Orice ar fi, nu mai cal niciodată pe acolo, spuse Alice în timp ce își croi drum prin pădure. E cea mai idiotă petrecere la ceai la care am participat vreodată. În timp ce spunea acestea, observă că unul dintre copaci avea o ușă care ducea înăuntru. Foarte ciudat, se gândi, dar totu-i ciudat azi. Aș face bine să intru. Zis și făcut. Se trezi odată pe un coridor lung și lângă măsuța de sticlă. A, de data asta am să mă descurc mai bine, îi spuse, așa că luă cheița aurită și deschise ușa care ducea în grădină. Începu să mănânce din ciupercă, păstrase o bucată în buzunar și mâncă până a ajuns la 30 de centimetri înălțime. Apoi străbătu coridorul și apoi se trezi într-un târziu în grădina minunată printre răsadurile de flori viu colorate și fântâni răcoritoare. Terenul de crochet al reginei. O tufă mare de trandafiri se afla chiar la intrarea în grădină. Erau trandafiri albi, însă trei grădinari care se foiau în jurul lor îi vopseau în roșu. Alice gândi că e un lucru tare ciudat și se apropie să-i privească și cum se apropie îl auzi pe unul dintre ei zicând: ai grijă, Cinci, nu mai stropi în halul acesta. N-am făcut intenționat, spuse Cinci pe un ton îmbufnat. Șapte mi-a zgâlțiat cotul. La care Șapte privi în sus și spuse: așa-i, Cinci, dă vina pe alții tot timpul. Ia taci din gură, spuse Cinci. Mai ieri am auzit-o pe regină că merit să ți se taie capul. Pentru ce? Întrebă cel care vorbise primul. Asta nu-i treaba ta, doi, spuse Șapte. Pai treaba lui, spuse Cinci, și am să-i zic de ce. E pentru că i-a adus bucătăresei bulbi de la lea în loc de ceapă. Șapte aruncă peria și începu să spună: ei bine, dintre toate nedreptățile pe care le-am auzit, când ochii lui îi întâlniră pe cei ai lui Alice, care stătea și privea, se opri brusc din vorbit, iar ceilalți se uitară și ei în jur și făcură cu toții o plecăciune adâncă. Ați putea să-mi spuneți, începu Alice cu o voce sfioasă, de ce vopsiți trandafirii? Cinci și Șapte nu spuseră nimic, însă se uitară la doi. Doi începu cu o voce stinsă. Păi vedeți, domnișoară, adevărul este că aceasta ar fi trebuit să fie o tufă roșie și am plantat unul alb din greșeală. Iar dacă regina află una ca asta, ni se va tăia capul la toți. Așa că, vedeți, domnișoară, facem și noi ce putem înainte să vină regina și... Și în acel moment, Cinci, care se tot uita neliniștit prin grădină, strigă: regina! Regina! Și cei trei grădinari se aruncară la pământ cu fața în jos. Se auzi un zgomot de pași și Alice se uită în jur nerăbdătoare să o vadă pe regină. Întâi apărură 10 soldați care aveau bâte. Aceștia erau de aceeași formă ca și cei trei grădinari, lunguieți și plați, cu mâinile și picioarele la colțuri. Urmară cei 10 curteni. Aceștia erau împodobiți cu diamante și mergeau din doi în doi ca niște soldați. După ei apărură copiii regali, erau 10 în total, iar micuții apărură sărind bucuroși, ținându-se de mână doi câte doi, erau împodobiți cu inimioare. Apoi apărură musafirii, în cea mai mare parte a lor erau regi și regine, și printre ei Alice îl recunoscu pe iepurele alb.
Vorbea pe un ton agitat și grăbit, zâmbind la tot ce se zicea și trecu pe lângă ea fără să o observe. Apoi apăru valetul de cupă care purta coroana regelui pe o perniță de catifea roșie și ultimii din această mare procesiune apărură regele și regina de cupă. Alice se gândi dacă nu cumva ar trebui să se trântească la pământ cu fața în jos, ca și cei trei grădinari, însă nu și-a aminti să fie auzit de vreo asemenea regulă la procesiuni. Și până la urmă gândia care-i rostul unei procesiuni dacă toți oamenii sunt nevoiți să stea cu fețele la pământ și să nu vadă mai nimic. Așa că nu se mișcă din loc și așteptă. Când procesiunea a ajuns în dreptul lui Alice, toți s-au oprit și au privit-o, iar regina întrebă aspru: "Cine e asta?" Se adresă valetului de cupă, care drept răspuns făcu o plecăciune și zâmbi. "Idiotule," spuse regina, scuturând nervoasă din cap și întorcându-se la Alice, continuă: "Cum te cheamă, copilă?" "Numele meu este Alice, maestate," spuse Alice cu multă politețe, însă își spuse în sinea ei: "Păi nu sunt decât un pachet de cărți de joc până la urmă, nu ar trebui să mă tem de ei." "Și aceștia cine sunt?" întrebă regina, arătând spre cei trei grădinari trântiți cu fața în jos, pe lângă trandafiri, pentru că vezi tu cum stăteau cu fața în jos și cu modelul de pe spatele lor era la fel ca la întregul pachet de cărți, nu își putea da seama dacă erau grădinari, soldați, curteni sau trei dintre copiii ei. "De unde să știu eu?" spuse Alice, surprinsă de propriul curaj. "Nu-i treaba mea." Regina se făcu roșie de mânie și după ce se uită o clipă la Alice ca o fiară sălbatică, strigă: "Să-i se taie capul!" "Ei, prostii," spuse Alice foarte tare și hotărât, iar regina tăcu. Regele își puse mâna pe brațul ei și spuse sfios: "E doar o copilă." Regina se întoarse furioasă și îi spuse valetului de cupă: "Întoarce-i cu fața în sus." Valetul îi întoarse cu grijă cu piciorul. "Ridicați-vă," strigă regina cu glas asurzitor, iar cei trei grădinari săriră repede în picioare și începură să se închine în fața regelui, reginei, copiilor, regal și în fața tuturor. "Lăsați asta," țipă regina, "îmi dați amețel." Apoi, întorcându-se la trandafir, continuă: "Ce faceți aici?" "Cu voia maestății voastre," spuse doi pe un ton umil, lăsându-se într-un genunchi în timp ce vorbea, "încercam să..." "Înțeleg," spuse regina, care între timp examină trandafirii, "să li se taie capul." Și procesiunea continuă, trei dintre soldați rămânând în urmă să execute pe nefericiții grădinari care fugiră la Alice pentru apărare. "N-o să vi se taie capul," spuse Alice și îi ascunde într-un ghiveș de flori din apropiere. Soldații au căutat un minut sau două, apoi au luat-o liniștit după ceilalți. "Li s-au tăiat capetele," strigă regina. "Nu mai au capete, cu voia maestății," răspunseră soldații. "Bine," strigă regina, "știi să joci crochet." Soldații nu răspunseră și se uitară la Alice ca și cum întrebarea era fire să îi se adreseze. "Da," strigă Alice, "atunci haide," urlă regina și Alice se alătură procesiunii, întrebându-se ce se va întâmpla mai departe. Este o vreme frumoasă," spuse o voce timidă de lângă ea. Mergea alături de iepurele alb care îi examina neliniștit fața. "Foarte frumoasă," spuse Alice. "Unde-i ducesa?" Răspunse iepurele iute pe un ton șoptit. În timp ce vorbea, se uită neliniștit peste umăr, apoi se ridică pe vârfuri și șopti la ureche: "A fost condamnată la moarte." "Pentru ce?" întrebă Alice. "Ai spus ce păcat?" întrebă iepurele. "Nu," spuse Alice, "nu cred că e păcat deloc, am spus pentru ce." "A lovit-o pe regină," începu iepurele. Alice izbucni în râs. Iepurele șopti să tacă, să nu te audă regina. "Vezi tu, ducesa a venit cam târziu și regina a zis..."
La locurile voastre, strigă regina cu întunet, iar toți începură să fugă în toate direcțiile, împiedicându-se unii de alții, însă într-un minut, două își luară locurile și jocul începu. Alice se gândi că nu a văzut în viața ei un asemenea teren de crochet. Era plin de movilă de pământ și creste. Mingile erau arici vii, ciocănele de crochet erau păsări flamingo vii, iar arcurile erau soldați așezați în patru labe. Cea mai grea încercare pentru Alice a fost mânuirea păsării flamingo. Reuși să îngrămădească corpul destul de confortabil sub brațul ei cu picioarele în jos, dar tocmai când reuși să îndrepte gâtul și era pregătită să lovească ariciul cu capul păsării, pasărea își răsuci capul și o fixă cu privirea, o privire atât de nedumerită că Alice izbucni în râs. Și când reuși să îndrepte capul în sus, gata să înceapă din nou, descoperi cu uimire că ariciul reveni la forma lui normală și se îndepărta târâș. Pe lângă toate astea, când dorea să lovească ariciul, era fie un șanț, fie o mobilă de pământ, iar soldații așezați pe post de arcuri se tot ridicau și se mișcau în toate părțile terenului, încât Alice ajunse la concluzia că era într-adevăr un joc greu de jucat. Jucătorii își trimiteau mingile fără să-și aștepte rândul, certându-se și bătându-se pe arici. Și în scurt timp, regina se înfurie și începu să țipe și să bată din picioare. Tăiați-i capul, tăiați-i lui capul, striga la fiecare minut. Alice începu să se neliniștească. Încă nu avusese vreo dispută cu regina, dar știa că se poate întâmpla în orice moment. Și atunci ce o să se întâmple cu mine? Se gândi Alice. Le place teribil de mult să decapiteze pe aici. Mă și mir că mai sunt oameni în viață. Se uită împrejur după o portiță de scăpare și tocmai când se întreba dacă ar putea scăpa fără a fi observată, văzu o apariție bizară în aer care la început o uimi, însă după ce o privi un minut sau două, distinse un rânjet și își spuse: e pisica de Cheshire, acum voi avea cu cine sta de vorbă. Ce mai faci? Spuse pisica de îndată ce apăru gura ca să poată vorbi. Alice așteptă până apărură ochii și apoi în convință. Nu are rost să-i vorbesc până nu apar urechile sau cel puțin una dintre ele. După o clipă apăru capul întreg și atunci Alice puse jos pasărea flamingo și începu să povestească jocul, bucuroasă că are cine o asculta. Pisica se gândi că nu era nevoie să se dezvăluie mai mult, așa că nimic din corpul ei nu se mai ivi. Nu cred că joacă deloc corect, începu Alice pe un ton plângăcios, și se ceartă într-un hal ca abia dacă te poți auzi vorbind și nu par să aibă niciun fel de reguli de joc. Cel puțin dacă există, nimeni nu le respectă și nici nu ai idee ce derutant e, pentru că toate articolele pentru joc sunt vii, de pildă arcul prin care trebuie să trec, o luă din loc spre cealaltă parte a terenului și acum ar fi trebuit să lovesc ariciul reginei, numai că a luat-o la fugă când l-a văzut pe al meu venind. Cum ți se pare, regina? Spuse pisica în șoaptă. Nu-mi place deloc, spuse Alice. Este foarte... Tocmai în acel moment Alice observă că regina era chiar în spatele ei, ascultând, așa că termină spunând: are șanse mari să câștige, așa că nici nu mai are rost să termină jocul. Regina zâmbi și își văzu de drum. Cu cine vorbești? Spuse regele, îndreptându-se spre Alice și uitându-se curios la capul pisicii. E un prieten de al meu, o pisică de Cheshire, spuse Alice. Dați-mi voie să o prezint. Nu îmi place deloc cum arată, spuse regele, dar poate să-mi salute mâna dacă dorește. Ba bine că nu, răspunse pisica. Nu fi impertinentă, spuse regele, și nu te uita așa la mine. Și regele se ascunse în spatele lui Alice în timp ce vorbea. O pisică se poate uita la un rege, spuse Alice. Am citit eu într-o carte, dar nu știu sigur în care. Ei bine, trebuie să dispară, spuse regele foarte hotărât și o strigă pe regină care tocmai trecea pe acolo.
Draga mea, vreau să faci să dispară pisica asta. Regina avea o singură metodă de a rezolva orice problemă, fie ea mare sau mică. Să-i se taie capul, spuse fără măcar să se uite în jur. Am să-l aduc chiar eu pe călău, spuse regele nerăbdător și porni în grabă. Alice se gândi că s-ar putea întoarce la joc să vadă cum mai merge, când auzi vocea reginei în depărtare, țipând din toți rărunchii. Auzise deja 3 jucători care au fost condamnați pentru că și-au uitat rândul la joc și nu-i plăcea deloc cum stăteau lucrurile, pentru că jocul era atât de derutant încât nu se știa niciodată dacă era rândul ei sau nu. Așa că porni în căutarea ariciului ei. Ariciul era încăierat cu alt arici, ceea ce îi se păru lui Alice o șansă extraordinară să-i lovească unul de altul. Singura piedică era că pasărea ei flamingo se afla de cealaltă parte a grădinii, încercând fără reușită să zboare într-un copac. Nici bine nu prinse pasărea și o aduse înapoi, căci încăierarea se sfârși, iar aricii nu erau de găsit. Dar nu prea contează, gândi Alice, pentru că toate arcurile din partea asta a terenului au dispărut. Așa că și-a vârât pasărea sub braț ca să nu scape din nou și se întoarse să mai stea de vorbă cu prietena ei. Când se apropie de pisica de Cheshire, fu surprinsă să găsească o mulțime destul de mare adunată în jurul ei. Era o dispută între călău, rege și regină, care vorbeau toți deodată în timp ce restul mulțimii era tăcută și stânjenită. În clipa când Alice a apărut, a fost chemată de toți 3 ca să rezolve problema și își spuseseră toți 3 punctul de vedere într-o suflare, așa că îi fu imposibil să distingă ce spune fiecare. Părerea călăului era că nu poți tăia un cap dacă nu există un corp de care să îl desprinzi, că nu ar trebui niciodată să facă asemenea lucru și că nu avea de gând să înceapă acum la vârsta lui. Părerea regelui era că orice cap avea putea fi decapitat, așa că să termine cu prostiile. Părerea reginei era că dacă nu se face nimic în clipa asta, atunci o să dea ordin să fie toată lumea executată imediat. Ultima observație făcuse ca întregul grup să arate grav și îngrijorat. Alice, nu știu ce să zică decât... E pisica ducesei, mai bine o întrebați pe ea. E în închisoare, spuse regina uitându-se la călău. Adu-o aici. Și călăul țâșni ca o săgeată. De îndată ce aceasta se îndepărtă, capul pisicii începu să dispară și când călăul se întoarse cu ducesa, capul dispăru cu totul, așa că regele și călăul au început să-l caute nebunește, în sus și în jos, în timp ce restul grupului se întoarce la joc. Povestea falsei broaște țestoase. Nici nu-ți imaginezi ce mă bucur să te revăd, draga mea dragă, spuse ducesa luând drăgăstos brațul lui Alice și se îndepărtară împreună. Alice se bucură să o găsească într-o așa de bună dispoziție și se gândi că poate doar piperul o făcuse să fie atât de înfiorătoare când s-au întâlnit în bucătărie. Când o să fiu eu ducesă, își spuse Alice, nu voi avea deloc piper în bucătărie. Supa e bună și fără piper, poate e chiar piperul care îi face pe oameni mânioși. Continuă bucuroasă că a găsit o nouă regulă și oțetul îi face acri, iar mușețelul îi face amar și zahărul din or și alte lucruri dintre acestea care îi fac pe copii dulci. Mi-aș dori ca măcar atât să știe oamenii și atunci nu ar mai fi atât de înțepați. Aproape că uitase de ducesă și fu surprinsă când i-a auzit vocea la urechea ei. Ți-e gândul în altă parte, draga mea, și de aceea uiți să vorbești. Nu îți pot spune care e morala acestui lucru, însă am să-mi amintesc imediat. Poate că nu are nicio morală, se aventură Alice să observe. Copilă, spuse ducesa, toate au o morală, numai să o găsești. Și se lipi tot mai mult de Alice. Lui Alice nu-i plăcut să stea atât de aproape de ea, în primul rând pentru că ducesa era foarte urâtă, iar în al doilea rând pentru că avea înălțimea potrivită cât să se sprijine cu bărbia de umărul lui Alice, o bărbie incomod de ascuțită.
însă nu a vrut să fie nepoliticoasă, așa că a suportat cât a putut de bine. Jocul merge mai bine acum, spuse Alice, doar ca să țină conversație. Așa ai, spuse ducesa. Și morala este... A, e iubirea, iubirea care pune lumea în mișcare. Cineva a zis, șopte Alice, că lumea e în mișcare dacă toți își văd de treaba lor. Ei bine, tot aia e, spuse ducesa, învingându-și bărbia ascuțită numărul lui Alice, iar morala acestui lucru este... Ai grijă la înțeles, deoarece cuvintele își poartă singure de grijă. Cât îi mai place să găsească morală în lucruri, îi spuse Alice. Poate că te întreb de ce nu-mi trec mâna în jurul mijlocului tău, spuse ducesa după o pauză. Motivul este că mă îndoiesc de temperamentul păsării tale. Crezi că aș putea să încerc? S-ar putea să ciupească, răspunse Alice prudent, nu foarte entuziasmată de dorința ducesei. Foarte adevărat, spuse ducesa, păsările, flamingo și muștarul pișcă, iar morala acestui lucru este cine se aseamănă, se adună. Numai că muștarul nu-i pasăre, observa Lis. A, chiar așa, spuse ducesa, ce simplu pui problema. Cred că muștarul e un mineral, spuse Lis. Sigur că da, răspunse ducesa, care părea să fie de acord cu tot ce spunea Lis. Este o mină de muștar pe aici prin apropiere, iar morala acestui lucru este, cu cât e mai mult la mine, cu atât e mai puțin la tine? A, știu, exclama Alice, care nu fusese atentă la ultima observație a ducesei. Este o plantă, nu arată ca o plantă, dar chiar este. Sunt de acord cu tine, spuse ducesa, și morala acestui lucru este, fii ceea ce pare a fi, și mai simplu este... Nu fi altceva decât ceea ce pare a fi pentru alții, ceea ce erai sau ai fi putut fi nu era pentru alții, decât ceea ce ai fi fost și s-ar fi părut a fi altceva. Cred că aș putea înțelege dacă scrie, spuse Alice politicos, dar nu pot urmări în timp ce vorbești. Asta nu e nimic pe lângă ce aș fi putut spune dacă aș fi vrut, răspunse ducesa. Te rog, nu te obosi să spui mai mult de atât, spuse Alice. A, nici nu pomeni de oboseală, spuse ducesa, îți dăruiesc tot ce am zis până acum. Cam ieftin cadou, gândi Alice, mă bucur că nu oferă cadouri de genul acesta de zilele de naștere, dar nu îndrăzni să zic asta cu voce tare. Din nou pe gânduri, întrebă ducesa. Am dreptul să gândesc, spuse Alice, ascuțit, deoarece început să-și facă griji. Ai tot atât de mult drept să gândești cum au porcii să zboare și morala... Însă aici, spre surprinderea lui Alice, vocea ducesei pieri chiar în mijlocul cuvântului ei preferat, morala, iar brațul legat de cel al lui Alice începu să tremure. Alice privi în sus și regina apăru în fața lor cu brațele încrucișate, încruntându-se ca o furtună. Ce zi minunată, maestate, începu ducesa cu glas șoptit. Îți dau un avertisment. Țipă regina bătând cu piciorul în pământ. Ori tu, ori capul tău dispare și asta cât ai zice pește. Alege! Ducesa făcu alegerea și dispăru într-o clipită. Să continuăm jocul, spuse regina lui Alice, iar Alice, prea înspăimântată să mai spună vreun cuvânt, o urmă din nou pe terenul de crochet. Ceilalți oaspeți profitau de lipsa reginei și se odihneau la umbră, însă când o zăriră se întoarseră grăbiți la joc, deoarece orice clipă de întârziere i-ar fi putut costa viața, după cum spusese. În tot timpul jocului, regina nu încetă să se certe cu ceilalți și să strige „Să li se taie capul! Să li se taie capul!” Cei condamnați erau luați de soldații care, pentru a putea servi acestui scop, încetau a mai fi arcuri, așa că în jumătate de oră nu mai era niciun arc și toți jucătorii, mai puțin regina, regele și Alice, erau luați pentru a li se tăia capetele. Apoi regina plecă cu răsuflarea tăiată și îi spuse lui Alice, ai cunoscut-o pe falsa broască țestoasă? Nu, spuse Alice, nici măcar nu știu ce este o falsă broască țestoasă. E aceea din care se face imitația de supă de broască, spuse regina.
N-am văzut și nici n-am auzit de așa ceva, spuse Alice. Atunci vino și o să-ți spun povestea ei. În timp ce se îndepărtau împreună, Alice îl auzi pe rege spunând cu o voce stinsă: Sunteți toți iertați! Ei, acesta este un lucru bun, îi spuse Alice, pentru că se simțea destul de nefericită din cauza numărului de execuții ordonate de regină. Foarte curând se întâlniră cu un grifon care dormea buștean întins la soare. Dacă nu știi cum arată un grifon, trebuie să ți-l imaginezi. Scoală-te, creatură leneșă, spuse regina, și du-o pe tânăra domnișoară să o vadă pe falsa broască țestoasă și se audă povestea. Eu trebuie să mă întorc și să mă ocup de niște execuții pe care le-am poruncit. Și plecă lăsând-o pe Alice cu grifonul. Lui Alice nu prea îi plăcea de grifon, dar se gândi că ar putea fi mai în siguranță să stea cu el decât să urmeze pe regina aia sălbatică. Așa că așteptă. Grifonul se ridică, se frecă la ochi, apoi o urmări pe regină până dispăru și chicoti. Ce ridicol, spuse el, jumătate pentru sine, jumătate pentru Alice. Ce ridicol, întreba Alice. Păi ia, spuse grifonul, totul e numai în imaginația ei. Nimeni nu este executat vreodată, știi? Haide. Pe aici toată lumea spune haide, gândi Alice, în timp ce îl urma Gale. Niciodată nu mi s-a poruncit atât, chiar niciodată. Nu merseră mult când o văzură pe falsa broască țestoasă în depărtare, stând singură și posomărâtă pe o piatră și cum se apropia o auziră oftând de parcă ieșea inima din piept. Alice o compătimi adânc. Care-i necazul tău? Îl întrebă pe grifon, iar acesta îi răspunse. Totul e numai în imaginația lui, nu are niciun necaz, haide! Așa că se apropiară de falsa broască țestoasă, care se uită la ochii ei plin de lacrimi, însă nu scoase niciun cuvânt. Tânăra domnișoară de aici, spuse grifonul, vrea să știe povestea. Am să o povestesc, spuse falsa broască țestoasă. Așezați-vă și nu spuneți un cuvânt până nu termin. Așa că se așezară și nimeni nu vorbi pentru câteva minute bune. Alice își spuse, nu știu cum o să termine dacă nu începe odată. Însă așteptă cu răbdare. Odată, spuse falsa broască țestoasă în cele din urmă, cu un suspin adânc, eram o țestoasă adevărată. După aceste cuvinte urmă o tăcere lungă, întreruptă doar de exclamațiile ocazionale ale grifonului și de constantele sughițuri de plâns ale falsei broaște țestoase. Alice aproape că se ridică și spuse, mulțumesc, doamnă, pentru interesanta dumneavoastră poveste, însă nu se putu abține să nu se gândească la faptul că trebuia să fie mai mult de atât, așa că stătu nemișcată și nu scoase o vorbă. Când eram copii, continuă în cele din urmă falsa broască țestoasă, puțin mai liniștită, dar sughițând din când în când, mergeam la școală, în mare. Directorul era o broască în vârstă, obișnuiam să-l strigăm țestosul. De ce îi spuneați țestosul dacă nu era unul? Întreba Alice. Îi spuneam țestosul pentru că ne învăța, spuse falsa broască țestoasă enervată. Ești cam înceată. Ar trebui să-ți fie rușine să pui asemenea întrebare, adăugă grifonul. Apoi tăcură și se uitară la sărmana Alice, care era gata să intre în pământ de rușine. În cele din urmă, grifonul spuse, dă-i înainte, bătrâne, nu o lungi toată ziua. Da, deci mergeam la școală, în mare, cu toate că poate, nu mă credeți? N-am spus că nu cred, întrerupse Alice. Ba, ai spus, o contrazise falsa broască țestoasă. Țineți gura, adăugă grifonul înainte ca Alice să înceapă a vorbi din nou. Falsa broască țestoasă continua. Am avut parte de cea mai bună educație, de fapt mergeam la școală zilnic și eu am fost la o școală de zi, spuse Alice, nu-i motiv să te fălești. Cu materii opționale? Întrebă falsa broască țestoasă. Da, răspunse Alice, învățam franceza și muzica. Și spălatul, spuse. În niciun caz, răspunse Alice indignată. Ah, asta înseamnă că școala ta nu era așa de bună, răsuflă ușurat. Falsa broască țestoasă,
La școala noastră aveam ca opționale franceza, muzica și spălatul în plus. Dar cum locuiați pe fundul mării, nu cred că aveați nevoie prea mult de spălat. Nu-mi permiteam să urmez acel curs, spuse falsa broască țestoasă cu un suspin. Am urmat doar cursurile obligatorii. Care sunt acelea? Se interesa Liz. Pentru început sucitul și răsucitul în apă, răspunse ea. Apoi diferite ramuri ale aritmeticii, ambiția, abaterea atenției, urâțificarea, batjocura. N-am auzit niciodată de urâțificare, spuse Alice. Ce este? Grifonul își ridica ambele labe uimit. Cum, n-ai auzit niciodată de urâțificare? Exclamă el. Presupun că știi ce înseamnă înfrumusețare, nu? Da, spuse Alice cu îndoială. Înseamnă să faci lucrurile mai frumoase. Ei bine, atunci continuă grifonul, dacă nu știi ce înseamnă, înseamnă că ești o nătângă. Alice nu se simți încurajată să mai pună alte întrebări în legătură cu acest subiect, așa că se întoarse la falsa broască țestoasă și zise, ce altceva mai aveai de învățat? Păi mai era, mister, răspunse falsa broască țestoasă, numărând materiile pe notătoare. Mister antic și modern, oceanografia, apoi tărăgănatul, profesorul de tărăgănat era un țipar de mare în vârstă care venea o dată pe săptămână, ne învăța tărăgănatul, întinderea și încolăcirea. Cum vine asta? Spuse Alice. Păi nu am cum să-ți arăt, sunt prea țeapăn, iar grifonul nu a învățat niciodată. N-am avut timp, spuse grifonul. Am fost la profesorul de clasice. Era un crab bătrân. N-am fost la cursurile lui niciodată, spuse falsa broască țestoasă cu un suspin. Preda râsul și durerea, așa se spunea. Întocmai, răspunse grifonul oftând la rândul lui și amândouă creaturile își ascunseră capul în labe. Și câte ore aveați pe zi? Întreba Alice grăbită să schimbe subiectul. 10 ore în prima zi, 9 în a doua și tot așa. Ce orar ciudat, exclamă Alice. De aceea se numesc cursuri, curg și se împuținează cu fiecare zi ce trece. Era o idee nouă pentru Alice și stătu pe gânduri o clipă, înainte să facă următoarea remarcă. Atunci a 11-a zi era vacanță? Bineînțeles, spuse falsa broască țestoasă. Și ce făceați în cea de-a 12-a zi? Continua Alice cu nerăbdare. Ajunge despre lecții, întrerupse grifonul pe un ton hotărât. Acum povestește-i ceva despre jocuri.